Bine, sunt aici lângă meșterul popular Stoian Răbion din Bacău. Bine v-am găsit! Bună ziua! Bine ați venit la standul meu și la acest frumos festival. Cer să fac parte din peisaj, să fiu cât mai aproape de dumneavoastră. Ce frumoasă ținută! Sunt și de oferit la cetățenii. Bineînțeles, oamenii, ca să prezint ceea ce fac. Curiozitatea este că, de fapt, marea majoritatea lucrurilor în fața publicului sunt cunoscut ca meșter popular, omul cu icoană, dar opiniile le fac în festivalul și târgurile meșter popular la care îmi practice. În Iași deja sunt cunoscut toți copiii, toți, o parte din copiii care frecventează festivalul din Copou, în parte expoziției, festivalul Buciu, și multe. Fiecare lună, o dată la două luni, pentru că nu particip mai la Iași, la festivalul de Levanta Suceava, la Meșterul Popular de Rohoi, Pașcani. Toate produsele acestea ne facem de la tot ce vedeți în afară, pe cele bineînțeles, le-am pus în direct. În afară de Chimirii, care mă ajută cu Meșterul Popular de Rohoi, el mă ajută cu opinii, eu îi prezint Chimirii. În rest, totul sunt făcut de mine, am sunt la toate. ADN-ul, amprentele și grupa sanguină, vă spun că sunt pitat din lucrurile meu. Singur? Singur, pentru că mulți ani am lucrat la fabrică, la Leder-Petei, aproape 15 ani am lucrat în Italia și lucrând cu mulți, am impresia că ei muncesc și eu stau. Așa, fiind singur, arăt la toată lumea ceea ce fac eu și ca mine pot să facă toți că, trebuie să vă spun, am pornit de la lingura de lemn, care sunt în spatele meu. A, aveți niște lingurici? Mai multe linguri. A, deci întâi ați început cu lingurile. Am început cu lingurile, în ideea că orice om în lumea asta poate să pornească și mâinii, și poimeni, de la orică să fac ceva. Am pornit mai jos de lingură de lemn și de opii, că nu cred că este o altă meserie. Dar să vă spun drept, sunt atât de cunoscut acum cu lingurile și cu opii și mâinii, că mă cunosc în Europa. În Statele Unite și în Australia. Rețeaua virtuală, prietenii mei din Canada, au prieteni în Australia, au prieteni în toată lumea și de la capătul lumii primesc mesaje, bravo, în adevărat. Amen. Deocamdată sunt la început, nu am atât de multe experiențe, nu am experiență să o fac lucrând, nu am atât de multe vechimii în ceea ce fac. Fac numai de 3 ani de zi de ecoare, după cum se văd așa. Ideile și sugestiile altor persoane cu care îmi cer dacă am cu joc. Să vă spun întrebarea la cu joc. Pe 2 decembrie 2016 eu portam pe umeri nouă plană de oaie pe umeri, ca în filmul Gladiatorul, dacă știți dumneavoastră. Cineva m-a întrebat, dacă o joace nu aveți? Nu am, dar voi avea. Pe 3 decembrie, la ora 10, am mai cumpărat două plană de oaie pe cel meu și am pus-o cu jocul în direct. Dacă nu credeți, vă pot prezenta filmulețul când eu am creat primul cojoc. Și de atunci, dacă... Nu m-am profilat. Nici solicitări nu am. Dar în cazul când am venit cojoc, din toți banii ăia cumpăr blănul și mai fac alte cojoc. Eu, tăi, cât îmi ies. Nu știu că le bun, dar sunt sigur că cineva le va ajuta. E o grupă care spune că după ce ești așa un boier și ai de toate, poți să ai la sacul de lemn. Te poate și invers? Încă n-am ajuns boier. Sapul de lemn trebuie să dai înapoi, dar eu dau mai înainte, să fiți. Nu mă uit înapoi, nu-mi pare rău după ce dau. Sunt atât de creativ și optimist că nu știu ce. Vreau să uit ce-o fost ei, dar văd un viitor, dar nu spun ce fac. Eu îi mulțumesc domnului meșter Stoian Rodion. La revedere, să trăiți, să plecăm. Vă mulțumesc, vă aștept următoarele festivaluri chiar în Iași. De ce nu așteptăm și pe aleea din parcul expoziției vă veți găsi când sunt festivaluri localizate de ieșiri. La revedere! Să trăiți, doamne! Am plăcerea să vă prezint câțiva dintre eroii acestui eveniment. Este vorba, am să încep cu doamnele, Florentina Pitic, reprezentând Muzeul Cinegetic Național Posada. Muzeul Cinegetic Național Posada nu este doar un muzeu de mari dimensiuni, este un muzeu care are un suflet mare și care a fost alături de Bacău și de evenimentele vânătorești și pescărești din Bacău
în ultimii ani. Este a treia prezență, dacă nu mă înșel, și mulțumesc pe această cale și de asemenea salutări din partea noastră doamnei Georgeta Marcu, directorul Muzeului Național Posada. Bineînțeles, șeful vânătorii din direcția silvică Bacău, cu chilimele de rugoare, domnul Adrian Titianu, cel care de asemenea depune mult suflet pentru a se face o vânătoare corectă și pentru a stăpâni fondurile de vânătoare care aparțin direcției silvice Bacău și care a fost partenerul nostru la realizarea acestui eveniment, reprezentând direcția silvică Bacău, împreună cu direcția silvică Neamț, desigur, cei doi parteneri tehnici cărora le mulțumesc și pe această cale. Nu vreau să trec mai departe, fără a aminti că mai sunt câteva direcții silvice prezente. Este vorba de direcția silvică Prahova, venită iarăși de departe la Bacău și ne mulțumim pentru efortul depus. E vorba de direcția silvică Bistrița Năsăud, în premieră de asemenea la Bacău și de asemenea le mulțumim pentru expoziția outdoor în care au pus mult suflet, imaginație și au încercat să aducă mult util în activitatea noastră. Și nu în ultimul rând, direcția silvică Suceava, reprezentată de domnul Horea Grozavu, care, iată, este cu mulți ani alături de noi și care este un pasionat recunoscut în rândul profesioniștilor în ceea ce privește evenimentele de vânătoare și pasiunea dumneavoastră pentru a promova natura, vânătoarea corectă și nu în ultimul rând, bucuria pentru frumos. În continuare, aș vrea să-l rog pe domnul Adrian Titianu să vă spună câteva cuvinte și să prezinte Comisia Cinegetică, Comisia Cinegetică, CIP, o comisie internațională, autorizată internațional, care are dreptul să emită judecăți, să facă evaluări corecte și, nu în ultimul rând, să dea diplome și medalii recunoscute internațional privind valoarea trofeului respectiv. Îi mulțumesc și pe această cale domnului Ceranic Alexandru pentru că din nou alături la Bacău, din pasiune a venit aici și a făcut treaba foarte bine. O va face și în continuare până duminică și mulțumesc tare mult. Îi doresc mult succes de acum înainte și sperăm să ne revedem în continuare, în următorii ani. Domnule Adrian, vă rog. Mulțumesc frumos. Cred că vis-a-vis de Comisia de Evaluare CIC, cel mai bine îl rog pe domnul Cosmin Mareș, fiind și senior judge, singurul senior judge din România, să spunem cu două cuvinte strict vis-a-vis de ceea ce știe să facă Comisia de Evaluare și de ce ne-am adunat aici, cred că vorbește mai bine decât mine vis-a-vis de, și de prezentarea comisiei și după aceea, dacă e cazul, mai spune două. Mulțumesc, ne bucurăm să fim și în acest an la Bacău. Suntem în al treilea an consecutiv, alături de domnul Alexander Ceranici, senior tropical din Serbia, alături de domnul Brian Norberg, senior judge din Ungaria, și cu colegii certificați în măsurarea trofeelor din delegația României la CIC. În anul acesta am reușit să evaluăm în jur de 60 de trofee, iar un număr de aproximativ 40 de trofee au întrunit punctajul pentru a primi medaliile oferite de CIP, care costau într-o diplomă și o medalie, iar 4 dintre cele mai bune trofee vor merge direct la CIP Budapesta, unde vor primi diplomă și medalii internaționale. Și ce vreau să vă mai spun, toate trofeele vor fi introduse în baza națională și internațională de date, astfel că și vânătorii români vor avea privilegiu să își vadă trofeele acolo unde până acum România n-a reușit să facă o bază de date viabilă. Astfel că începând din ultimii 2 ani am început să introducem aceste baze de date și practic să ne bucurăm de acest lucru. Trebuie să recunoaștem că am întâlnit niște trofee extraordinare, în special la speciile de cerb comun, căprior și mistreț, și sperăm să revenim și în viitor la expoziția de noastră. Mulțumesc! Uh,
În continuare aș dori să o invit pe doamna Florentina Pitic să ne spună câteva cuvinte. Bine ați venit, doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit! Mă numesc Florentina Pitic, în calitate de reprezentant al Muzeului Cinegetic al Carpaților Posada, sub unitate a Regiei Naționale a Pădurilor Silva, dorim să mulțumim organizatorilor pentru invitația de a participa la acest eveniment de anvergură. Suntem pentru a treia oară, cum a spus domnul Pădurilor Pricopei, la acest eveniment. Și am dorit ca prin piesele pe care le-am etalat la standul nostru să bucurăm privirile vizitatorilor și de asemenea vrem să și mulțumim atât colegilor noștri din Rom Silva, dar și colegilor de la muzeu cu ajutorul cărora am putut să ajungem la acest eveniment. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim ca acest eveniment să devină o tradiție și în viitor. Mulțumim! Vă mulțumesc! N-aș vrea acum să trec mai departe fără a mulțumim încă o dată tuturor partenerilor noștri la acest eveniment. Desigur, expozanților care au făcut eforturi considerabile să ajungă de la mulți kilometri în Bacău, inclusiv firme cu sediu social în Ungaria, Cehia, Polonia, care au fost alături pentru a vă prezenta din produsele de calitate pe care dumnealor fie le produc, fie le importă. În continuare, am o deosebită plăcere să vi-l prezint pe domnul Nicolae Mihai, vicepreședinte al Asociației BAC, care va fi în continuare anfitrionul acestei întâlniri și care vă va prezenta ceea ce se întâmplă pe teren în următoarele minute. De asemenea, vreau să mulțumesc companiei NG Smart Contextul care ne-a ajutat cu sonorizarea și care în continuare va asigura cele mai bune condiții pentru a comunica cu dumneavoastră la toate prezentările și toate activitățile autor pe care noi le vom face în perioada următoare pe timpul expoziției. Domnule Mihai, vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru prezentarea de până acum. Asociația Filmologică Bacău este alături de organizarea care s-a făcut astăzi, alături de vânători în general, și am adus azi un număr de câini din diferite rase, din grupele a 6-a și a 7-a și a 8-a, câini care au un specific oarecum mai interesant, în sensul că grupa 6-a, cu grupa copoilor, este o grupă a câinilor care folosesc foarte mult la vânătarea de mistreți, vânat mare în general. Avem aici exemplare care au trecut prin examene de lucru, examene de frumusețe, câini care fac vânătoare reală. De asemenea, ne onorează cu prezența doctorul Pungă de la Tocșan și a venit cu niște grădare foarte frumoase. Unul din câinele dumneavoastră face chiar muncă de sânge de linier, un câine cu calități foarte bune. Dar să începem. Prima rasă care vom prezenta astăzi este copoiar telenesc. Am să rog pe domnul să fac o tură de teren. Vă rog aplauze pentru copoiar telenesc, o rasă care este normal omologată în Ungaria, dar care are rădăcinile aici în România. O rasă foarte mult folosită în trecut, dar care astăzi, din păcate, ca și număr de exemplare, este destul de redus. Se folosesc foarte mult multiși la gânătorul de mistăți. O rasă foarte mobilă, o rasă foarte puternică, un lătrat foarte sonor, câini care sunt foarte tenați și foarte rezistenți. Urmăresc foarte bine vânatul și în același timp țin și distanța față de mistreți, fără să se pună în pericol. Se știe foarte clar în lumea vânătorească că câinii de mistreți în general sunt câini de sacrificiu. De ce? Pentru că foarte mulți dintre ei, mai ales cei care sunt foarte curajoși și se bagă mai mult decât e necesar, sunt tăiați de multe ori de mistreți sau chiar omorâți. Urmează către alpin. Două exemplare, două femele. O rasă iarăși destul de rară în România, dar care intră din ce în ce mai
foarte mulți sunt cesate să se importe această rasă. O rasă la fel, cu mare rezistență, o rasă de anduranță, miros foarte fin și câini care, odată ce te-au dezvânat, nu prea mai lasă. Sunt câini care, la fel ca și copoia de lănesc, pleacă la distanțe foarte mari, în general sunt folosit pe frangele de munte. Ca și copoia de lănesc, e un câine de esență pentru vânătarea de munte, pentru coane lungi, acolo unde e necesară rezistență și la efort și în același timp și rezistență nervoasă foarte mare. Urmează o rasă mai puțin cunoscută în România, copoiul alpin. O rasă care în afară este foarte mult folosită pentru munca de stângă, de lumier, dar în același timp este foarte, foarte bine despre de gonitor. Un câine care gonește foarte bine, un lăsat foarte puternic, un câine la fel cu rezistență foarte mare și un miros foarte fin, foarte, foarte fin. Două exemplare veritabile, două exemplare în ce se face. Felicitări, domnul doctor. O să zicem la grupa 7, grupa câinilor pontatori, adică câinilor care, în momentul în care simt vânatul, rămân în arăt, când vin vânătorii, adică stau foarte ferm, blocați, până când ajunge vânătorul, moment în care încep să ridice vânatul. Aici avem dusa maghiară, sau bratul gros, două femele, o rasă care e foarte mobilă, o rasă care provine din vechiul brat turcesc, cu care ungurii au reprodus foarte ușor, au introdus pointer și au ieșit exemplare din ziua de azi, niște exemplare foarte bune pentru vânătoare, foarte apreciate peste ocean, în general, în America mai ales, de altă și în Europa, cu priză foarte mare la Marea Masă de Vânători, dar, din păcate, sunt foarte multe exemplare care ajung și animale de companie, nemai fiind utilizate la vânătoare. O altă rasă care este foarte cunoscută în România și pe care foarte multă lume o folosește este dracul german cu păr scurt. Un câine puternic, un câine cu miros fin, un câine care face un arăt șochetă fermă, cheta o are relativ scurt comparativ cu pontatorii insulari, dar un câine cu o tenacitate foarte mare, foarte bun aposter, lucrează foarte bine în medii dense, mai ales la balță, un câine care se poate folosi inclusiv pentru munca de urmărire. Aproape să vedem, e un exemplar de vreun de 7 ani, un exemplar care muncește. Trecem mai departe la Pointer, o rasă din grupa a 7-a câine pontator, dar denumiți insular, de ce? Pentru că vin din Anglia, de insulă, câini care au o chetă foarte largă, sunt câini care, în general, nu aportează foarte bine, în schimb, au un miros foarte fin și sunt câini care țin aretul foarte ferm. În afară, concursurile specifice pentru Pointer, cer o chetă foarte largă, undeva peste 500 de metri, în care concursurile sunt specifice toate potărnice. Aplauze pentru această rasă. O rasă este de puțin folosită în România, dar care a trecut și văd că începul ia amploare. O să facem la grupa 8, Golden Retriever. Golden Retrieverul care, din păcate, în România, ca și la Brador, de altfel, e perceput ca și un câine de companie mai mult decât de vânătoare. Eu sunt un aportor de săvârșit. Lucrează foarte bine în medii dense. Aplauze și pentru Golden. Lucrează foarte bine în medii dense, lucrează foarte bine în apă. E un câine care iarna intră liniștit, lejer în apă după recuperarea vânatului. O memorie vizuală foarte bună.
blana pe care o are îi conferă protecție maximă, chiar dacă e zăpadă, chiar dacă e o poștită de gheață, este unul din tinii care intră și recuperează foarte bine. Mulțumesc frumos! Mai dăm un brac frumos! Aplauze! Este varianta glorioasă a bracului german. Un câine foarte bun, un câine pe zvarul când a venit în Germania, un câine care are într-adevăr o fetă foarte scurtă, are o agresivitate un pic mai marcantă, în sensul că devine mai agresiv cu răpitoarele, foarte mult folosit și la munca de urmărire de sânge. Avem și un iaptăier, grupa a treia. Mulțumesc frumos de prezență, aplauze. Este unul dintre cei mai tănați terieri. E un litin foarte bun folosit la buzina. Astăzi, în schimb, tentația este să diversifice foarte mult lucruri, de la lucruri la buzină, urmă de sânge, mistreț, inclusiv bază. Deci a devenit un câine mai mult universal. O rasă foarte bună, cu agresivitate pregnantă. Mulțumim frumos pentru toate participanțele. Din păcate, astăzi atâtea rase avem. Sperăm ca pe viitor să putem face prezentare mai ampli și să avem mai multe rase. Mulțumim frumos pentru participare care a venit. TNT Club Sport, stimați telespectatori din Moldova, gazda acestei întâlniri, elitiste, îndrăznesc să spun, domnule Daniel Rusu, sunteți administratorul și cel care, după ce ați fost mult pe afară, ați construit aici un club sport extraordinar în Bacău. Felicitări! Vă mulțumesc frumos, sunteți foarte amabil. Noi am încercat să vinem întâmpinarea concitadinilor noștri pentru a realiza un astfel de club, astfel încât să poată urmări scopului și de relaxare și de agrement tuturor locuitorilor din Bacău. Care are teren de... Acolo ce-i fotbal în spate? Fotbal, da, deci avem mai multe terenuri de fotbal descoperit, terenuri de fotbal acoperit cu gazon sintetic, avem un bazin semi-olimpic, fitness, saune, piscine exterioare, el se întinde de peste 23.000 de metri pătrați. De v-a venit această idee? Cu mulți ani în urmă nu aveam locul de să joc tenis de câmp. Și, agrement și un prieten mi-a spus, cum, adică vrei să construiești o sală de sport? Da, voi construi o sală de sport. Și la o sală de sport a ajuns să fie și un teren de fotbal, apoi și un bazin semi-olimpic și uite așa s-a născut acest complex. Aici, la marginea Bacăului, în Mărgineni sau cum se cheamă? Da, în Mărgineni, este comuna Mărgineni, este o zonă limitrofă municipiului Bacău. Da. E un fel de Miroslava pentru Iași, nu? Da, zona metropolitană a Bacăului. Da. Deci, are mulți locuitori? Comuna Mărgineni are 8.500 de locuitori. Spun asta pentru că fiind și la margine, ea se dezvoltă, pot veni tineri, construcții și atunci și clienții dumneavoastră sunt mai aproape de sport. Da, dar 99% sunt cei din Bacău, pentru că de aici, de la noi, până în centrul Bacăului, sunt 3 minute, doar atât. Așa se adevărat, noi am venit, mai greu că nu știam și ne-am uitat pe telefon. Afară ce ați făcut? Pentru că știu că acum aveți doi copii care lucrează în străinătate. Da, așa este. Lucrează în străinătate, au învățat acolo, au făcut facultatea, master, doctoranz, unul este profesor la Universitatea din Birmingham și unul lucrează, să spunem, la Guvernul Marii Britanii. Deci, dumneavoastră cu doamna, mă duceți doar în vizită, să vă vedeți nepoții în perspectivă și, din câte am auzit, sunteți hotărâți să rămâneți acasă. Sunt provocat, da, m-ați provocat, doare, e o întrebare frumoasă și totodată dureroasă. Depinde foarte mult dacă societatea românească, noi vom pune umărul astfel încât să se însănătoșească. Eu știu că veți pune umărul pentru că sunteți tânăr, pentru că am văzut și pe doamna, vă seamănă, la fel de dinamică ca și dumneavoastră și atunci veți sfinți locul, pentru că până la urmă așa e zica la ceia din bătrâni, că omul sfințește locul, mai ales când are expertiză și cunoaștere. Da, cu siguranță viitorul de reconstrucție a României constă sau va sta în oamenii aceia care au expertiză și experiență a lucrurilor bine făcut. Cu toate felicitări pentru ce s-a întâmplat aici, ce se întâmplă zilele acestea și dacă mă primiți, eu am să vă
trag de limbă, pentru că eu am auzit că într-un fel sau altul sunteți curtași și veți cochetași cu politicul și atunci cred că sunteți un om potrivit pentru a fi tras de limbă la un ceai cu Petru Făsilă, cum îndrăznesc să spun eu emisiunii mele de vreo 20 de ani. Cu mare plăcere, eu sper că veți mai veni pe aici și vom da curs acestei invitații. Vreau să fiu alături de noastră și toți cei care vor să stea alături de noi în această reconstrucție. Eu o să am un avantaj, că o să mai dau burta jos dacă vin aici, pentru că voi fi tentat să mă mișc cumva prin acest spațiu de atâtea hectare. Așa cum am reținut, este un club de agrement, sportiv ulterior. Oricum vă doresc succes și în ceea ce înseamnă parte de alimentație publică, că ne găzduiți acum cu bucate alese, dar și pentru această idee de sport în zona metropolitană Bacău. Vă mulțumesc, noi suntem la această manifestare, după alte manifestări eu am ținut aici și o competiție internațională, am fost gazda unei competiții internaționale mai puțin deosebită, ținută de către IPSA, Federația Internațională pentru Fotbal Nevăzători. Aici noi am fost gazda Cupei României la mini-fotbal. Anul acesta am fost iarăși gazda competițiilor naționale de fotbal. Încercăm să atragem aici ca un pol de mișcare și, eu știu, de dezvoltare a fotbalului și a sportului în general. Vă doresc sănătate și succes în ce vă gândiți să întreprindeți. Vă mulțumesc frumos și vă așteptăm cu drag de fiecare dată la noi. Alexandru Râpanu, bucătar șef turnul Berarilor din Piatra Neamț. Sunteți aici la Expo Hunting Moldavia 2019 de la TNT Bacău. Câteva lucruri despre voi. Sunteți din Neamț, am înțeles? Bună ziua! Da, noi suntem din Piatra Neamț. Avem un restaurant cu specific vânătoresc, unde facem și bere artizanală. Fiind Bacău, fiind un oraș apropiat de noi, am venit ca să vadă și locuitorii din Bacău preparatele noastre, să le facem mai cunoscute. Unde este exact restaurantul vostru? Este exact în centrul orașului, Bulevardul Decebal, numărul 26. Vă așteptăm și la o bere artizanală, noi producem și bere artizanală, o bere foarte bună. La Piatra Neamț sau la Roma? La Piatra Neamț. Eu sunt neamțean, dar uite, nu știam exact unde ați fabricat voi de puțină vreme, cred, nu? Producem cam de 4 ani, dar... Da. Bere artizanală, craft beer, nu? Craft, da. Sau craft? Craft beer, da, e o bere cu istorie. Am preluat vechea fabrică Zimca și facem sub... Da, facem, avem și produsul berii Zimca. E o idee foarte bună, după părerea mea, și înseamnă că cei care au investit în această afacere, pentru care sunteți și dumneavoastră, probabil? Nu, eu sunt bucătarul șef, patronii este altcineva. Cum îi cheamă? Loredana Vlasie. Înțeles. Și e nemțeancă de-a noastră? Este o nemțeancă de-a noastră. Nemțeancă. Bravo, felicitări, uite. Și sunteți peste tot, faceți și sistem de acesta... ambulant. Facem, și sistemul de street food. Da. Trimiteți și acasă? Nu facem livrări la domiciliu, din păcate, deocamdată. Avem salon de evenimente, locația noastră dispune 350 de locuri, cramă, berărie, salon, mai... Cu cuvinte și ieșenilor, și băcăuanilor, și vasluienilor, să vină la Piatra Neamț să vă contacteze. Sigur, îi așteptăm cu mare drag și cu produsele noastre vânătorești și cu berea noastră artizanală. Astăzi ce le oferiți? Ce prepară cetățeanul coleg acolo? Colegul meu prepară, avem mici, avem burger Black Angus, tocană de cerb, un cârnaț vânătoresc. Preparate adevărate. Preparate adevărate, da, create de noi. Poftă mare, stimați telespectatori, și vă așteptăm la Piatra Neamț și, cum spune aici pe prontispiciu, gustă din legendă, spune bucătarul șef. Vă așteptăm să gustați din legendă.